Bună ziua! Ne aflăm acum la finalul ediției de la Craiova, Orice campion are un început. Îl avem alături pe Victor Hănescu. Victor, aș vrea să te întreb ce impresie ți-a lăsat primirea craiovenilor anul acesta? O impresie foarte bună. Am cunoscut oameni deosebiți aici, oameni pasionați de tenis, oameni care au creat o bază sportivă deosebită. Am discutat cu antrenorii locali și am văzut că sunt implicați în acest fenomen și bineînțeles că m-am bucurat să văd ca de fiecare dată mulți copii venind la această campanie organizată de mine, mulți copii care au primit premii, au schimbat câteva mingi cu mine și au fost într-o atmosferă foarte bună. Numește-mi, te rog, câteva tururi pe care ar trebui să le aibă un junior pentru a-și dezvolta o carieră de succes. În primul rând, trebuie să viseze la așa ceva. Mi-aduc aminte că, ca și copil, am visat mereu să ajung să joc la cele mai mari competiții din lume și cred că ăsta este cel mai important lucru la început de carieră, să visezi, să realizezi ceva deosebit. Pe urmă, trebuie să ai, în primul rând, tenacitate, răbdare și putere de muncă. Și tu ai început să joci tenis la o vârstă fragedă. Ce diferență vezi între condițiile pe care le au acum juniorii și contextul în care erai tu la început de drum? Eu zic că lucrurile s-au schimbat destul de mult în România în această perioadă. A intrat mult mai multă informație în țară. Deja tenisul românesc este într-o direcție bună, avem jucători buni, jucătoare bune, sunt deja existente modele pentru cei tineri și cred că lucrul ăsta ajută foarte mult. Cred că antrenorii au șansa de a se perfecționa, de a învăța din afară, din experiența jucătorilor consacrați și cred că toate lucrurile astea sporesc la creșterea tenisului în România. Cum ar trebui să sprijine părinții juniorii care își doresc o carieră în tenis? În primul rând, cred că trebuie să fie alături de ei, să-i sprijine suflet, să-i sprijine pe partea emoțională, să le dea încredere în ei, să meargă cu ei la competiții, să-i ducă la antrenamente, pentru că este un sport greu, un sport care necesită timp, rezultatele nu vin foarte repede, trebuie să ai răbdare, trebuie să îi acorzi copilului șansa de a avea timp și de a progresa. Și în afară de familie, unde crezi că ar trebui să își caute sprijinul tinerii jucători? Eu cred că, în primul rând, Federația Română de Tenis trebuie să creeze un program sau o formulă de a sprijini juniorii talentați și juniorii cu potențial. Pe lângă asta, bineînțeles că e de preferat să găsești un sponsor care să te ajute cu echipament sportiv, cu deplasări la turnee. Asta e clar că i-ar ajuta și pe copii și pe părinți, dar cred că totuși federația ar avea prima șansă de a ajuta tenisul românesc. Uneori pierdem, alteori câștigăm. Ce este mai important? Să participi sau să câștigi meciul pe tabel? Important este să participi, spun eu, și e clar că trebuie să înveți din înfrângeri. Numai pierzând poți să te dezvolți, să devii mai bun. Este frumos când câștigi, este adevărat și toți ne dorim lucrul ăsta, dar competiția este grea, este puternică, foarte mulți copii talentați, concurența este mare și cred că cel mai important lucru este să rămâi pozitiv după orice înfrângere și să știi că mai există încă o șansă. Ce impact ți-ai dori să aibă în timp campania Orice campion are un început? Îmi doresc foarte mult prin această campanie să transform sportul alb într-un sport de masă în România, un sport care să fie practicat în orice oraș, în orice
colț al țării și îmi doresc să aduc cât mai mulți elevi juniori către acest sport deosebit. Iar în timp, bineînțeles, îmi doresc să înființez și o academie de tenis de unde să iasă viitorii campioni ai României. Care sunt următoarele competiții la care vei participa, pentru care te pregătești? Voi merge chiar miercuri, acum voi pleca la Paris pentru turneul de Mare Șlem de la Roland Garros, urmat de un turneu pregătitor pe iarbă și, bineînțeles, turneul de la Wimbledon, care tot așa este un turneu de Mare Șlem. În încheiere, ce sfaturi ai dori să dai tinerilor jucători care ar vrea să-ți urmeze exemplul? Sfaturi ar fi multe, dar eu cred că cel mai important lucru este să aibă răbdare, să muncească în fiecare zi, să își dorească să devină campion. Și cred că dorindu-ți foarte mult lucrul ăsta, lucrurile se aranjează, lucrurile vin spre tine și o să găsească soluțiile și resursele necesare pentru a face mare performanță. Îți mulțumim foarte mult, Victor, pentru intervenția ta și sperăm că orice campion are un început, va atinge și cea de-a 100-a ediție și că vei continua să sprijini în continuare tinerele talente. Mult succes! Mulțumesc!